Luni dimineață, detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească și un adăpost de animale din localitatea Chițoc, comuna Lipovăț. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent într-un adăpost de animale și exista pericolul de extindere la o casă și la o anexă gospodărească. În momentul sosirii pompierilor, mai multe animale erau deja moarte. Concomitent cu acțiunea de stingere, pompierii au intervenit pentru evacuarea animalelor care încă mai erau în viață. După aproximativ o oră, incendiul a fost lichidat. Au ars adăpostul de animale și aproximativ 10 metri pătrați din anexă. Au decedat 20 de capre și 30 de porumbei. Au fost salvate locuința proprietarului, un tractor, 20 de găini, 3 caprine și 5 iezi. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric.